Protecția consumatorilor a desfășurat o acțiune de control la punctele care comercializează produse de tip grill ale hipermarketului Kaufland. Verificările s-au efectuat ca urmare a informațiilor și nemulțumirilor exprimate de unii clienți pe internet. Astfel, comisarii OPC Maramureș au identificat mai multe deficiențe, precum folosirea unor vitrine frigorifice neigienizate, cu praf în exces și rugină sau chedere rupte, produse cu data limită de consum depășită, modificarea stării termice a preparatelor fără a deține autorizație legală și lipsa înscrierii alergenilor pe declarația nutrițională. De asemenea, podeaua era murdară, hota îmbâxită cu ulei ars și în zona de preparare erau muște moarte, iar lista nu se oprește aici. Ca urmare, echipa de control a aplicat sancțiuni usurătoare, amenzi contravenționale de 53.000 de lei, scoaterea de la vânzare a unor produse neconforme în valoare de peste 12.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor până la rezolvarea problemelor din spațiile grill. Contactată pentru a ne oferi un punct de vedere, conducerea Kaufland și-a cerut scuze și ne-a comunicat următoarele. Apreciem eforturile autorităților și asigurăm clienții că toate aspectele semnalate au fost tratate cu prioritate pentru remediere. Am făcut verificări interne și am luat măsuri pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor și a produselor noastre, astfel încât acestea să corespundă standardelor noastre ridicate. Ne angajăm să oferim clienților noștri cea mai bună experiență de cumpărături în toate magazinele noastre și vom continua să lucrăm pentru a ne îmbunătăți serviciile.